Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Și iată că acum, când începuse să-mi placă, se termină alegerile locale 2020, întârziate cu 4 luni de zile. Se vor ține duminică, 27 septembrie. Toată lumea este în pole position, în block start, mai bine spus. Bună seara, domnilor! Am plăcerea să am alături de mine pe domnul Adrian David, candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, și pe Tiberiu Iacovriții, candidat primar în funcție și candidat la funcția de primar al municipiului Petroșani. Bună seara! Bună seara, seara, bine v-am găsit! Îi salutăm și pe telespectatori și pe cei care ne urmăresc în online. Da, suntem urmăriți în întreaga țară. Vă reamintesc că Postul Capital TV are 4 studiouri pe teritoriul României, în diferite orașe, inclusiv București, bineînțeles, Petroșani, Deva, Alba Iulia. Domnilor, iată, se termină o campanie care a început timid, dar se termină tumultos. Și asta, ca să nu ne plictisim, ca să facem ca lucrurile să fie cât mai efervescente. Multe au fost spuse, puține au fost dovedite până la urmă. Chiar mi-arăta domnul Riții o hârtie pe care o să vă prezinte și dumneavoastră, stimați telespectatori. Domnule David, încep cu dumneavoastră. Care sunt concluziile după o lună de campanie destul de agitată? Foarte bine ați remarcat și dumneavoastră întârzierea alegerilor cu mai bine de 3 luni, aproape 4 luni. A prelungit și campania electorală, chiar dacă oficial a durat tot 30 de zile, conform legii. Politicienii au intrat în campanie undeva de prin primăvară. Și pot să spun că a fost o campanie complet neobișnuită din cauza pandemiei COVID, din cauza întinderii în timp și a faptului că au fost oarecum limitate posibilitățile de a dialoga direct cu alegătorii. Noi am făcut, în schimb, un efort substanțial ca să compensăm acest lucru. Am stat mai mult în teren decât de obicei. Sigur, am fost prezent și în online. Armatele de susținători și, mă rog, partidele care au folosit și conturi false și s-au ocupat cu denigrări, s-au ocupat cu totul și totul altceva decât ar fi fost normal să avem un spațiu public în această perioadă, dar noi ne-am încăpățânat să discutăm despre proiectele noastre, să discutăm despre cum vedem noi dezvoltarea județului, nu doar a orașelor pe care vrem să le păstorim în următoarea perioadă, indiferent de cât de atacată mi-a fost familia, tata, mama, soția, cred că și copilul, dacă ar fi avut mai mult de 6 ani, cu siguranță ar fi găsit vreo vină, ar fi mâncat din sandwich-ul colegului de bancă sau ceva ar fi făcut. Foarte multe nedreptăți și foarte multe minciuni aruncate cu scopul de a discredita, de a mă discredita pe mine, și asta s-a întâmplat și în cazul domnului Iacovriții. E o metodă, un modus operandi, cum se spune, al celor de la PSD, care din lipsă de perspectivă, din lipsă de viziune și din, cred că dintr-un ADN al acestui partid destul de tenebros, că sunt obișnuit să fac acest tip de campanie de 30 de ani, mai degrabă denigrăm decât să discutăm despre proiectele noastre. Dar eu nu cred că astăzi, în 2020, oamenii mai pot fi păcăliți într-un asemenea hal. Sursa de informații este la îndemâna oricui. Oricine poate verifica în câteva minute dacă o informație este reală sau nu. Și atunci cum poți să încerci să transformi minciuna în adevăr doar pentru că o repeți și doar pentru că ai mai multe instrumente de propagandă la îndemână. E destul de rudimentar acest mod de a face campanie. Noi l-am dezavuat, nici măcar n-am răspuns atacurilor la persoană și minciunilor care au fost proferate în toată această perioadă.
Dimpotrivă, am discutat mai departe despre Hunedoara Nouă, despre sănătate, despre infrastructură, despre cum să facem educație în următorii 4 ani, cum să prevenim explozia de cazuri de coronavirus, cum să sprijinim investitorii locali, cum să aducem alți investitori în județul Hunedoara, cum să-i sprijinim pe cei care au avut de suferit în urma pandemiei. Astea sunt discuțiile pe care le-am promovat în spațiul public și acum, la final, cred că din modul în care oamenii au reacționat cu acest tip de discurs politic pe care l-am abordat noi, cred că este varianta corectă. Și sunt sigur că în duminică oamenii ne vor credita cu încrederea lor, pentru că am arătat nu numai că discutăm despre problemele reale ale județului, ale orașului, dar avem și soluții, știm să le implementăm și ne asumăm să le implementăm și venim din spate cu experiența necesară, dar și cu determinarea absolut obligatorie pentru ca dintr-o vorbă să se transforme în faptă. Da, sigur că în orice campanie electorală sunt atacuri de tot felul și parcă totuși nu mai sunt nici campaniile de odinioară, când erau niște atacuri mult mai puternice și niște lucruri spuse, niște rufe spălate într-un mod mult mai grav decât au fost. Asta totuși a fost a fost o campanie așa de pandemie, așa ușor, lumea mai... Sigur că PSD-ul, așa cum spuneți, nu în totalitate a folosit, că nu toți cei din PSD. Eu vă referam la campania județeană și pe aici, pe acolo. Sunt anumite persoane din PSD care se ocupă cu asemenea tip de lucruri. Domnule Riță, dumneavoastră sunteți o persoană la fel de atacată ca și domnul David, poate știu eu, cam în același stil. Cam în același stil și acum am primit o glumă dumneavoastră. Cred că în realitatea virtuală dumneavoastră nu prea ați stat ca să vedeți atacurile de acolo, care au fost mult mai virulente decât ce a fost în campaniile trecute. Știți bine că spațiul virtual este prea puțin reglementat în ceea ce privește campania electorală. Chiar deloc reglementat. Chiar deloc. Momentan. Exact. Momentan. Nu este ceea ce se întâmplă în media audio, în audiovizual. În audiovizual, unde există o lege, sunt niște reguli, nu oricine poate să spună orice, exact. Nu sunt fake-uri, nu sunt știri care nu sunt verificate. Bine, mai scapă, dar ochiul vigilant al CNA-ului împiedică. E adevărat, în ceea ce privește acest spațiu, lucrurile au fost oarecum într-o notă mai decentă, dar și aici de multe ori au fost atacuri care n-au nimic de a face cu ceea ce înseamnă o candidatură la funcția de primar. Și în general, oamenii care nu au argumente și care nu au proiecte și care nu au ofertă care să vină în fața electoratului, apelează la aceste modalități, spun eu, suburbane și sub o limită a normalului de a face campanie electorală, în speranța că ei vor reuși să strângă voturi în momentul în care atacă un contracandidat. Și pe principiul acela, murdărește, că tot rămâne ceva, da? Merg pe această linie. În toate campaniile electorale de la Petroșani, lucrurile s-au întâmplat cumva cam în aceeași notă, însă de data aceasta s-au dus cu atacurile mult mai profund și la familie și la cei de pe lista de consiliu și la familie celor de pe lista consilierilor. Cu domnul David au procedat la fel, cu niște lucruri întâmplate acum peste 20 de ani. Au reiterat niște minciuni în spațiul public, însă eu am spus-o, electoratul din Petroșani nu poate fi manipulat și nu poate fi păcălit așa cum cred ei că s-ar putea întâmpla, sau dacă le-a ieșit în altă parte, da, vorbesc de cei de la PSD și mai sunt câțiva, 2-3, cum le-a ieșit în altă parte, poate și aici în Valea Jiului, dar în special în zonele, mă rog,
mai puțin importante din punct de vedere al electoratului sau al numărului electoral. Terminăm o campanie electorală pentru alegerile locale. Eu am credința că am venit împreună cu domnul David în fața alegătorilor cu cea mai credibilă ofertă, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere al programului pe care l-am prezentat, a ceea ce vrem să facem în continuare pentru Petroșani și pentru județul Hunedoara, ceea ce am făcut, pentru că și domnul David a fost președintele Consiliului Județean un an și trei luni și a demonstrat că într-un an și trei luni a reușit să pună bazele unor proiecte care sau proiecte cu care unii dintre oamenii, așa cum spunea dumneavoastră de la PSD, se laudă acum. Dar bazele au fost puse în 2015 de către domnul David și de acolo încolo, din păcate pentru județul Hunedoara, și trebuie să spun aceste lucruri, echipa care s-a aflat la conducerea Consiliului Județean din partea PSD a ratat acești 4 ani. A ratat o perioadă în care județul Hunedoara nu s-a dezvoltat la nivelul la care ar fi trebuit să se întâmple și când spun asta mă refer numai la județele limitrofe, fie că vorbesc de Timiș, fie că vorbesc de Arad, fie că vorbesc de Caraș. Deci ceea ce mă mulțumește pe mine este că am reușit să venim în fața oamenilor cu o ofertă credibilă, să facem lucruri importante pentru oameni și vă dau un simplu exemplu care s-a întâmplat astăzi. Da, la Petroșani am avut o conferință de presă cu domnul David, cu domnul deputat Heiu și cu ceilalți candidați ai Partidului Național Liberal la funcția de primar pentru orașele din Valea Jiului și am prezentat o declarație comună de susținere a activității complexului energetic Hunedoara și de transformarea complexului energetic în complexul energetic Valea Jiului. Și numai departe de săptămâna trecută, Ministrul Industriilor a promovat acel memorandum prin care a prelungit activitatea minelor Lonea și Lupeni aflate pe închidere până în 2027. Dacă inițial era până în anul 2018 cu o prelungire de 2 ani, săptămâna trecută s-a prelungit activitatea la aceste mine până în 2027. Dacă vă aduceți aminte, ei clamau la un moment dat o prelungire până în 2024. N-au reușit nimic. Așa cum a fost și cu momentul noiembrie anul trecut, când a venit guvernul Orban și 100 de mineri din Valea Jiului erau blocați în subteran pentru că nu își primiseră drepturile. În 3 zile, guvernul Orban, prima ordonanță de guvern a fost dată pentru Valea Jiului, concret vorbim acum, și au fost deblocate aceste plăți și minerii au ieșit la suprafață. Deci, da. Domnule David, vreau să compătesc, chiar discutam cu noastră înainte de emisiune despre faptul că se va reînființa o nouă structură. Noi astăzi am făcut un gest de responsabilitate față de Valea Jiului și față de activitatea minieră aici. Am semnat acest angajament public că vom susține înființarea unui nou complex energetic format din cele 4 mine viabile și sucursala Preserv și termocentrala de la Paroșeni. De ce am făcut asta? Pe de o parte există acest respect față de trecut și față de motorul economic care a fost odată Valea Jiului, dar mult mai important este că microclimatul economic din Valea Jiului este dependent într-o mare măsură de activitatea minieră. Sunt mii de locuri de muncă directe în această industrie și iar apoi extinderea pe orizontală este, afectează practic tot climatul economic. Absolut. De aici. Și demografic în primul rând, pentru că neavând locuri de muncă, emigrează, sigur. Avem nevoie de acest buffer, de această perioadă de timp în care vom mai avea minerit în Valea Jiului și noi sperăm să se întindă cât mai mult spre 2050, când va intra în vigoare Green Deal și vom avea în toată Europa doar energie verde. Răstimp în care noi, cei din administrația locală și administrația județeană, împreună cu Guvernul României, să construim alternative pentru Valea Jiului. Este ultima șansă pe care o avem. S-a vorbit foarte mult. Nu cred că sunt primul politician care vine studioul de televiziune să vorbească despre alternative la minerit.
Dar de data asta este și ultima șansă și cred că și cea mai mare pe care o avem la dispoziție. Eforturile pe care le-a făcut domnul Tiberiu Acoperiți în urmă cu 2 ani, sau care au început în urmă cu 2 ani, referitoare la integrarea VJ-ului în acest program pilot, care ulterior s-a transformat în Just Transition Fund, o inițiativă pornită de la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, care a reușit să strângă o majoritate în Parlamentul European. Îl avem raportor pe acest subiect, pe europarlamentarul hunedoran Siegfried Mureșan. A fost adusă în Valea Jiului această oportunitate prin ceea ce a reușit să facă domnul primar Iacob Riziel. El a fost primul care s-a implicat, sigur. Ulterior și ceilalți primari din Valea Jiului s-au raliat și e foarte bine că au făcut-o. Dar trebuie să recunoaștem că această inițiativă i-a aparținut domniei sale. Este ultima șansă și cea mai consistentă, pentru că vom avea la dispoziție fără concurență, adică fără să poată altcineva să vină să ne concureze pe proiecte, în țară 1,7 miliarde de euro, adică tragem speranțe să ajungă în Valea Jiului sau să poată ajunge în Valea Jiului peste 350 de milioane de euro. Este o sumă impresionantă față de ceea ce s-a investit pe fonduri europene până în acest moment. Și de asta avem nevoie de oameni foarte capabili, care au dovedit că știu să gestioneze proiecte mari, că nu se împotmolesc în ele, că nu că sunt capabili să facă mai mult decât un sens giratoriu și, nu știu, 2 km de asfalt în 4 ani pentru Valea Jiului, că asta s-a făcut de la Consiliul Județean, mai ales că această instituție, Consiliul Județean Hunedoara, va funcționa ca liant între finanțator și beneficiarul local. Consiliul Județean va funcționa ca organism intermediar, iar decizia Autoritatea de Management este descentralizată de la minister spre Agențiile de Dezvoltare Locală. Decizia ne aparține. Asta este ce vreau să spun, pentru că sunt sigur că nimeni nu vrea să ducem discuția într-o zonă foarte tehnică. Și e mai importantă concluzia asta, că avem nevoie de oameni foarte bine pregătiți, oameni care au mai gestionat fonduri europene, oameni care nu se tem să se înhame la o muncă foarte grea. Dacă nu facem asta și ne bazăm în continuare pe oameni care s-au dovedit a fi impotenți administrativ, riscăm să pierdem și acest ultim tren și ne trezim că ajungem în... Noi să fim mai în vârstă, dar ajungem la un moment dat în care resursele pentru Valea Jiului vor fi epuizate și nu va fi nimic în loc. Din acest motiv, noi ne-am angajat și înscris în fața oamenilor astăzi că vom susține înființarea complexului energetic Valea Jiului, că avem încredere că poate fi gestionat din punct de vedere financiar corect și coerent. Nu vom aplica metoda PSD-istă care în doar 6 ani a adus 6 miliarde de lei noi datorii pentru complexul energetic Hunedoara, 1 miliard de lei pe an. Asta a fost contraperformanța reușită de către conducerile propuse de PSD și susținute de PSD ale complexului energetic Hunedoara. Noi ne dorim ca banii care vor veni ca subvenții de la Uniunea Europeană pentru cele 2000 pe închidere, plus cărbunele care va fi extras și valorificat pentru producerea de energie, să creeze o perspectivă nu neapărat profitabilă, dar cât de cât să ajungă pe un nivel de normalitate și de sustenabilitate. Acum, domnule David, dacă tot vorbim despre minerit și n-aș vrea să aprofundăm prea mult subiectul ăsta, că suntem totuși în campanie electorală și avem multe lucrurile de povestit, dacă tot vorbim despre minerit, eu m-am întrebat de foarte multe ori și de foarte mult timp de ce Compania Națională a Acuile sau Complexul Energetic Hunedoara, cum este acum, da? De ce nu vinde cărbune la populație? Pentru că ar obține un preț mult mai bun, s-ar vinde mult mai ușor și circuitul banilor ar fi mult mai sănătos de gestionat decât să dai prin compensări cu energie electrică, nu știu cui, și să
E un lucru foarte simplu, nu știu. Chiar... Sunt foarte multe întrebări care nu au răspunsuri, nu am primit încă răspunsuri logice. Pentru și că normale, de când știu eu, de 20 de ani, nu se vinde cărbune către populație. Da, este o situație complet de neînțeles, dar sunt mai multe probleme care, mă rog, pentru mine sunt, ridică semne foarte mari de întrebare cu privire la acuratețea actului managerial. Și nu neapărat, dar că nu e vorba, pentru că m-am interesat chiar la conducerea societății și mi-a spus că, domne, este cărbune subvenționat de la stat și nu ne lasă nu știu ce lege, nu știu ce ministru. Care cărbune subvenționat de la stat? Pentru că până acum Compania Națională de Închidere era singura care primea subvenții. Dar, da, sunt multe întrebări. Repet, multe lucruri sunt anormale. Dacă permiteți, eu aș vrea să mă refer doar la una. O companie care este în pragul falimentului nu are voie să aibă atâtea funcții de manager și toate de să fie director, ocupate. De director, de șofer, de... Da, sunt foarte mulți. Cred că este compania cu cei mai mulți directori pe cap de muncitor din Europa. Eu așa cred. Dacă facem o analiză, nu știu, cred că la nivelul complexului sunt 18 funcții de manager. 18. Poate sunt multe, poate sunt puține, nu știu. Nu pot să fac o analiză în acest moment, dar na, rezultatele sunt cele care ne spun că pierderea este uriașă și e clar că trebuie să cei care vor gestiona noul complex energetic Valea Jiului să fie învățat ceva din experiența asta, tocmai pentru ca să nu repete greșelile. Peste 5-6 ani nu va mai veni nimeni să ne mai salveze. Dacă nu suntem în stare, mă refer la noi, cei din Valea Jiului, nu suntem în stare să gestionăm corect această nouă șansă care ni se oferă. Domnul Ricci, dumneavoastră sunteți ca și domnul David, de altfel sunteți în pole position-ul sondajelor de opinie și sigur că întrebarea firească este ce veți face în prima zi după ce veți redeveni primar? Înainte să vă răspund la această întrebare, aș vrea să fac o scurtă paranteză la ceea ce a spus domnul David legat de Just Transition Fund și de faptul că acest fond pentru tranziție justă a fost practic inițiat la inițiativa primarilor din zonele minere carbonifere din Europa și astăzi vreau să vă spun că am fost la o întâlnire online cu primari din Germania, din Polonia, din Slovacia, din Spania, din Grecia, unde am intrat online pe platforma pusă la dispoziție de Comisia Europeană, tocmai pentru a discuta despre acest fond, Just Transition Fund. Sunt discuții aplicate și sunt discuții foarte avansate în legătură cu procedura prin care vor putea fi absorbiți acești bani. În total sunt peste 10 miliarde de euro alocați acestui fond, din care 1,7 milioane de euro sunt repartizați României. Din acești 1,7 milioane de euro, 6 județe vor avea acces la acești bani. 1,7 miliarde de euro, da? 1 miliard 700 de milioane. Dacă facem un simplu calcul și împărțim acești bani la 6 județe, vedem că sunt minim 300 de milioane de euro pentru fiecare județ, dar altceva vreau să spun, Valea Jiului este zona din România care este cea mai avansată din punct de vedere al documentelor. Suntem pe final cu strategia de dezvoltare a Valea Jiului pe următorii 7 ani, făcută de către Price și beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene și în speță Guvernul României. Suntem foarte avansați și cu acel suport tehnic gratuit acordat de către Comisia Europeană pentru zona Valea Jiului pe programul START. Și iată că în primăvară, când vor fi gata toate ghidurile de accesare, practic noi, Valea Jiului, suntem pregătiți să putem să depunem proiecte și să fie finanțate aceste proiecte pe fondul de tranziție justă. Ceea ce spunea domnul David este foarte adevărat. Această descentralizare a deciziei în ceea ce privește implementarea fondurilor europene a făcut-o guvernul Orban. Și a dus decizia de la ministere, de la unitățile de implementare ale ministerilor, către agențiile de dezvoltare regională. Eu, cel puțin, am pledat toată perioada care a trecut, și mă refer la anul 2018-2020, până a venit pandemia, am pledat la Bruxelles și la București pentru ducerea acestei
decizii către teritoriu și eu am fost adeptul să meargă această decizie către consiliile județene. Nu s-a reușit deocamdată, este o etapă intermediară aceasta cu Agenția de Dezvoltare Regională, pentru că argumentul principal a fost că aceste agenții au deja personalul calificat și rutinat și experimentat în ceea ce înseamnă gestionarea fondurilor europene mult mai bine decât consiliile județene, dar contează foarte mult ca în perioada următoare consiliile județene să se pregătească și să-și pregătească o structură foarte solidă de accesarea fondurilor europene, pentru că tendința este de descentralizarea acestei decizii către județe. De aceea este foarte important ca la județ să avem un președinte priceput, un președinte dedicat, un președinte care știe ce înseamnă absorbție de fonduri europene, știe ce înseamnă să iei un proiect de la faza de studiu de fezabilitate până la implementare, așa cum a dovedit domnul David că este capabil. Până la urmă, trebuie să știi cel puțin o limbă străină, să poți să comunici cu oamenii aceia de la Bruxelles, da, și cu partenerii cu care intri în discuție. Eu am fost într-adevăr primul primar din Valea Jiului și din România care a participat la discuțiile acestei platforme. La început a fost o platformă de discuții la Bruxelles, după care încet încet această platformă s-a transformat în ceea ce înseamnă astăzi acest fond de tranziție justă pentru zonele miniere carbonifere din România. Este, cred că, pentru prima dată când primarii din Europa, și mă refer în special, repet, la cei care sunt din zonele acestea miniere carbonifere, au reușit să impună în cadrul Comisiei și în cadrul a ceea ce înseamnă decizie europeană, să impună un fond special pentru o tranziție justă. Dezideratul președintelui Comisiei Europene, doamna von der Leyen, a fost: nu lăsăm pe nimeni în urmă și nicio zonă din Europa nu trebuie lăsată în urmă. Și atunci, practic, noi trebuie să ne pregătim cu aceste proiecte, trebuie să avem priceperea și înțelepciunea de a putea să accesăm cât mai multe fonduri și în această zonă, dublată de ceea ce înseamnă ITI, ceea ce înseamnă alte fonduri, astfel încât realitatea, dar cu păstrarea, în paralel cu păstrarea acestor locuri de muncă din minerit. Asta încercăm să facem. Până reușim să transformăm toată această industrie către altceva, măcar să păstrăm locurile de muncă din minerit și nu să închidem dintr-o dată totul, astfel încât trecerea și șocul și impactul social să fie cât mai mic. Bun, și ca să revenim la întrebarea mea... Ca să revenim la întrebarea noastră, în prima zi de după 27 septembrie nu voi face altceva decât ceea ce am făcut în fiecare zi din mandatele mele de primar, adică mi-am văzut de treabă, am gestionat și am coordonat activitatea tuturor serviciilor din cadrul primăriei Petroșani. Viața merge înainte, nu ne oprim, nu ne-am oprit nici în pandemie, nici atunci când a fost mai greu. Întotdeauna am fost alături de oameni și de problemele lor. Știu ce înseamnă să conduci o primărie, știu ce înseamnă să ai această, dacă vreți, încredere și onoare de a reprezenta oamenii și de a nu-i dezamăgi, pentru că odată la 4 ani oamenii investesc în tine încredere prin acest vot. Și tu, ca persoană, ești dator să faci tot ceea ce poți, să spui toată priceperea și energia în ceea ce trebuie să faci pentru comunitatea ta. Și eu cred că am reușit să fac aceste lucruri și le mulțumesc cetățenilor din Petroșani pentru faptul că mi-au acordat această încredere și sper, ca și duminică, să-mi acorde în continuare această încredere pentru următorii 4 ani de zile. Ce se putea face la Consiliul Județean cu Nedoara și nu s-a făcut în acești 4 ani? Ce probleme credeți că, sau cum credeți că se pot repara, sau ce trebuie făcut în prima zi când veți deveni președintele Consiliului Județean? Cu dumneavoastră nu pot să discut altfel decât foarte practic și pragmatic, ca în privat, absolut, ca într-o corporație. Și cred că cea mai bună metodă ca să ne dăm seama în ce situație suntem acum, cât de izolat este județul Nedoara, cât de deconectat este de la ceea ce se întâmplă în restul României, în restul Europei, hai să facem o comparație cu județul Arad.
Am ales acest tip de comparație pentru că județul Arad e similar cu Hunedoara și ca demografie și ca poziționare și ca bugete, un pic mai mare, e adevărat, bugetul, nu știu, 15-20% față de Hunedoara. Și hai să vedem performanțele. Și strict, ca să fiu foarte scurt și să înțeleagă toată lumea, hai să vorbim de infrastructură. Am avut o discuție mai lungă cu Justin Cionca, am fost împreună cu domnul primar Iacob Rițin urmă cu vreo 3 săptămâni, cred că înainte, când la începutul campaniei, până la domnia sa, pentru câteva probleme de administrație, și am văzut o hartă în biroul său. Și l-am întrebat, domnul președinte, ce aveți pe hartă? Și a zis, astea sunt drumurile pe care le-am modernizat în acest mandat, 2016-2020. Și când ne-am apropiat și am început să discutăm despre harta respectivă, o harta județului Arad, o hartă cu drumurile județene, am rămas surprins să văd că domnul Justin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a modernizat peste 300 de kilometri de drum județean în 4 ani, la care adăugăm în jur de 180 de kilometri de drum pe care s-au făcut reparații, plombe și covoare. În județul Hunedoara, domnule Balint, s-au asfaltat tot cam 180 de kilometri de drum, s-au reparat tot cam 180 de kilometri de drum, foarte mult, e adevărat, și foarte bine, dar în loc de 300 de kilometri de drum modernizat, nu avem niciun. Pentru că avem doar două șantiere pe modernizare. Unul este Hunedoara Călan, are 9 kilometri și nu e gata. Deci nu putem spune că este o investiție finalizată. Și altul e pe fonduri pe fonduri guvernamentale, pe PNDL, drumul început de mine și de domnul primar în 2016, drumul spre Parâng, care nu e gata. Și atunci pe ce s-a dus bani? E, asta este și întrebarea. Problema este că banii se pierd pentru că bugetul neexecutat. Adică nu s-au consumat banii. Exact. Da. Exact. Banii se duc în excedent în fiecare an. S-a dus la buget. Se duc într-un excedent. Avem într-o zonă, povesteam și astăzi cu domnul primar, cât de ineficient este Consiliul Județean condus de PSD, care răstoarnă în fiecare an în jur de 40 de milioane de lei pe care nu-i poate implementa în proiecte. Sunt... Deși între timp s-a inventat și funcția de manager al Consiliului Județean. Deci... Poate să fie inventate toate funcțiile din lumea asta dacă nu sunt ocupate de oameni competenți. Și asta o știți foarte bine. Ați condus firme foarte și conduceți în continuare firme cu foarte mulți angajați și știți ce înseamnă ca un om să fie bun la lucrul pe care îl face. Dacă aducem oameni doar că ne place să ne înconjurăm de niște personaje sau, nu știu, așa a zis partidul, atunci să nu ne mirăm când ne aflăm în situația asta. Asta e realitatea în care ne aflăm noi. 0 km față de 300 de km. Dacă vreți să fim generoși, ok, punem și acest 13 km de drum care sunt în lucru ca și realizare. Dar eu nu m-aș lamenta în astfel de concluzii. Mie nu-mi place să mă compar cu Telormanul și cu Tulcea și cu Vaslui. Eu vreau să mă compar cu Aradul. Nu că n-ar fi și acelea niște județe. Doamne ferește, să nu mă înțeleagă nimeni sigur, greșit. N-au avut șansa pe care a avut-o județul Hunedoara. Diferența este că noi avem o șansă de dezvoltare uriașă. Avem capacități bugetare. Avem un traseu. Suntem de-a lungul cele mai importante rute comerciale din România. Suntem primul județ care are autostradă de la est la vest. Atenție, de la est la vest noi avem autostradă. Începe în Ilia, nu? Și se termină la ieșirea spre Bine, spre Alba. Bine, că întrerupere așa, nu știu dacă mai În județul Hunedoara nu este nicio întrerupere. În județul Hunedoara nu este nicio întrerupere. Întreruperea este în județul Timiș. Mă rog, aveți dreptate. Nu e finalizată toată autostrada A1 spre vestul României. Mai avem vreo 2 ani de așteptat, probabil. Dacă rămânea tot PSD-ul, cred că aflam peste 10 ani că tot nu s-a putut face nimic. În acești 4 ani, Consiliul Județean Hunedoara a fost instituția care n-a putut să facă nimic concret pentru noi. Ăsta este și motivul pentru care am decis să candidez și am susținerea a 6 partide, 6 formațiuni politice ca să câștig alegerile, să formăm o majoritate. Și să vă răspund și eu la întrebare, care sunt primele lucruri care trebuie făcute, spre deosebire de primăria Petroșani,
o instituție foarte bine pusă la punct administrativ, unde doar trebuie să continui activitatea pe care ai derulat-o. În Consiliul Județean Hunedoara avem foarte mult de lucru. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem acum, și asta va începe în prima zi de mandat, este elaborarea unui plan de management de criză sanitară. Ați văzut ce s-a întâmplat în luna martie. Spitalele din județul nostru n-au avut o coordonare firească și eficientă. Doar instituția prefectului nu poate să gestioneze toate lucrurile astea. E nevoie și de abilitățile legale pe care le are Consiliul Județean Hunedoara de a distribui resursele în județul nostru, astfel încât să nu avem situații de criză, cum ar fi carantinarea. Singurul spital județean care a fost carantinat în această perioadă a fost Spitalul Județean de Urgență din Deva. De ce? Pentru că, fiind în subordinea Consiliului Județean, Consiliul Județean n-a fost în stare să instaleze un manager cu un contract de management pe 3 ani, care să-i dea forță, care să-i dea toate frâiele necesare să transforme Spitalul Județean într-o instituție funcțională. S-a blocat la primele cazuri de COVID. Nu s-au respectat traseele, nu s-au respectat normele de igienă personală, n-au avut dotări, n-au avut medicamente, spitalul a fost carantinat. Gândiți-vă că doar cu câteva zile înainte, săptămână, două înainte, am avut o creștere a numărului de cazuri în Petroșani. Ați auzit să fie vreo problemă la spitalul din Petroșani? Nu. Nu, pentru că aici este un manager competent, într-o bună colaborare cu administrația locală. Acest gen de politică vreau să îl facem și în Consiliul Județean Hunedoara. Deci primul lucru care îl facem este un plan de management de criză sanitară, apoi, sigur, o evaluare corectă a riscului de dezangajare, adică a riscului de pierdere a fondurilor europene pe exercițiul 2014-2020. Eu vreau să știe hunedorenii de unde plecăm. Să știe de unde plecăm, în ce situație ne-a dus PSD-ul și care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem, că vor fi măsuri care trebuie să care ne vor solicita din toate punctele de vedere. Și foarte multă muncă și vor trebui reorganizate anumite departamente, compartimente, direcții în Consiliul Județean Hunedoara, care iarăși suntem într-o singularitate neagră. Este singurul Consiliu Județean din România care nu are direcție de atragere și implementare de fonduri europene. Are doar un serviciu, un compartiment, oameni buni, dar puțini. Nu pot să facă față provocării de a absorbi câteva sute de milioane de euro cât are acum la dispoziție Consiliul Județean. Dar când vom avea 2 miliarde, 3 miliarde de euro de implementat în 7 ani, cu cine să implementăm? Vreți să implementăm cu Laurențiu Nistor, un om care nu știe să citească de pe foaie? Nu știe că programul operațional nu se numește tranzacție justă, ci se numește tranziție justă? Înțelegeți? Deci asemenea oameni analfabeti funcțional ne vor arunca și mai departe pe drumul regresului, nu pe drumul dezvoltării. Este șansa noastră să punem în fruntea județului oameni competenți, oameni capabili, care știu și vor să muncească pentru comunitate. Asta e diferența între Hunedoara nouă, a alianței PNL-UDMR-PNCCD și Hunedoara deconectată, izolată, ale Laurențiu Nistor. Da. Acum, sigur că cifrele ne arată niște valori pe care le putem analiza și putem aduce tot felul de critici și tot felul de analize care mai de care. În orice caz, ce se simte cu ochii liberi este că județul Hunedoara este un județ rămas în urmă, în mare parte, deși sigur s-a finalizat DN66, care este o bijuterie, părerea mea, de la Târgu Jiu până la Deva. Totuși rămâne axa, așa cum v-am spus la fiecare emisiune și mă repet, axa DN66A, DN7A, care va trebui finalizată, așa cum am mai discutat, în cel mai scurt timp, ca Valea Jiului să poată să fie vizitată de cât mai mulți turiști și investitorii să poată să găsească aici și o rută comercială, sigur. Sigur, da. Și o rută comercială.
Da, aici domnul David are un plan pentru DN7A pe care vi-l va spune, pentru că este, cred eu, una dintre soluțiile cele mai rapide de a viabiliza DN7A. DN66A este soluția, e cea mai mare problemă a noastră. DN7A trebuie să facem front comun. Administrațiile locale din Valea Jiului împreună cu Consiliul Județean, să știți că acest tip de front comun, adică de colaborare, de cooperare pentru a monitoriza și pentru a duce o investiție mai aproape de finalizare, a funcționat în trecut. Eu am văzut chestia asta, că tot ați pomenit de drumul național 66 de Bumbești-Livezeni, până când Consiliul Județean Hunedoara, la acea vreme îl conduceam eu, cu Consiliul Județean Gorj, cu prefecturile celor două județe, cu DRDP-urile, cu direcțiile de regionale de drumuri și poduri. Nu am făcut ședințe comune, nu am făcut grupuri de lucru și nu am pus presiune pe constructor și pe, mă rog, toți specialiștii care lucrau la acel drum. Nu am reușit să deblocăm. Avea constructorul vreo 180 de claimuri, adică vreo 180 de probleme ridicate pe proiectul tehnic și le folosea ca și tampon să nu se apuce de lucru până când nu erau rezolvate de către stat. Genul acesta de blocaj îl poți soluționa doar dacă funcționezi ca o echipă. Iar eu asta le propun administrațiilor din Valea Jiului, să funcționăm ca și o echipă și să monitorizăm împreună modul în care se derulează investițiile pe drumul național 7A spre Voineasa. În timp ce drumul național 66A, investiția care noi spunem drumul lui Băsescu, da, de la Urican spre Herculane, care este o promisiune pe care eu cred că nu mai vede nimeni realizabil astăzi, pentru că eu spun mai mult țeapa lui Băsescu, că dacă ar fi țeapa, vrut să termine, țeapa mai multora. Am ajuns și în situația penibilă în care un prim-ministru ne-a cerut semnături de la populație ca să deblocheze investiția. Este inimaginabil și este o dovadă clară de lipsă de profesionalism, cel puțin de profesionalism, ca să nu spun de bun simț din partea unui prim-ministru, și aici e vorba de domnul Tudose. Eu cred că soluția, și am discutat asta, e un rezultat tot în urma unor consultări între mai mulți factori de decizie, am discutat și cu prim-ministru Ludovic Orban, cu ministrul fondurilor europene, cu ministrul transporturilor. Drumul național 66 ar trebui să devină drum județean, să fie finanțat din următorul program operațional regional, adică din fonduri europene, să există o colaborare între Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Județean Caraș-Severin, colaborare la cărei baze le-am pus deja la punct de vedere politic, și să lucrăm împreună pentru a-l vedea finalizat. În analiza care am făcut-o eu, pot să afirm că în 2022 am putea avea un proiect tehnic avizat și în 2023 am putea vedea drumul în șantier. Până atunci avem de făcut proceduri, durează un pic până când vom putea face această declasificare a drumului. Din fericire nu mai e nevoie să reluăm tot circuitul de avizare, de mediu, de toate autorizațiile și avizările care sunt. Dar asta este rezultatul unui muș de echipă, să știți, nu este o idee de campanie. Este rezultatul unor consultări, a unor ședințe, a unor cercetări temeinice pe care le-am făcut împreună cu echipa liberală din județul Hunedoara și nu numai. Eu astăzi cred foarte mult în această soluție, pentru că altfel, altcineva nu o să mai vină și o să mai ne finanțeze acest drum. Singura șansă sunt fonduri europene coordonate la nivel județean și la nivel local. Așa este, și dacă tot suntem la capitolul drumuri și ceea ce a făcut Consiliul Județean pentru județul Hunedoara, de fapt ceea ce n-a făcut, dacă vedeți comparația cu un județ ca Aradul, care a reușit să reabiliteze pe investiții, modernizeze peste 300 de kilometri de drum, iar în Hunedoara sunt în lucru acum 13 kilometri, 13, vă dați seama ce echipă profesionistă a fost la Consiliul Județean. Adică nimic. Nimic. Toți trei, tripleta de aur și al patrulea mușchetar, city managerul județului, da, venit din urmă cu 2 ani, da, n-au reușit să facă aproape nimic. Da? Iar pentru Petroșan
au refuzat cu obstinație să repare un drum, e vorba de strada Lunca cu Zavodă Cărbunelui, care duce către stația de transfer a deșeurilor, proprietatea Consiliului Județean, elaborat prin fonduri europene și prin bunăvoința Consiliului Local Petroșan, care a pus la dispoziție terenul, că altfel se rata proiectul de management al deșeurilor. Domnul David știe, da, ce probleme au fost acolo, da? Și dacă eu nu eram de acord să punem la dispoziție acest teren, niciun alt primar din Vale n-a vrut să facă acest lucru. O investiție de 7 milioane de euro ar fi blocat, practic, și ar fi paralizat județul Hunedoara și noi astăzi ar fi trebuit să ducem gunoiul menager în județul Bihor sau în județul Bistrița sau în alte județe, da? Pentru că nu aveam un deponeu ecologic în județul Hunedoara. Dar, revin, au spus că este ilegal să intre în parteneriat cu noi și să practic să asfalteze și să repare acest drum, drum distrus într-adevăr de lucrările pe care le-a făcut Apaserul de introducerea canalizării și a apei și așa mai departe, dar și datorită traficului greu care se desfășoară pe acest drum. N-au vrut, noi primăria din surse bugetare locale am reabilitat aproape 400 de metri din acest drum, iar dumnealor refuză, au spus că este ilegal, ceea ce este legal la Călan, la Lupeni, la Vulcan, la Urican, este ilegal la Petroșan. Și asta a fost, această situație s-a datorat în mod special administratorului public, cel care astăzi candidează la funcția de primar a Petroșan. Așa de mult i-a păsat dumnealui de petroșeneni și de ceea ce aveam nevoie aici. Nu a făcut nimic pentru Petroșan și pentru petroșeneni în 20 de ani de când dumnealui este în administrația publică județeană. A fost 8 ani de zile vicepreședinte al Consiliului Județean și, în afară de faptul că are locuința în Petroșan, n-a făcut nimic pentru oamenii de aici. Acum s-a trezit că vrea să fie primar la Petroșan și încearcă să dezinformeze și să manipuleze populația cu tot felul de lucruri. Dar, de fapt, nu spune de ce în 20 de ani n-a făcut nimic și în 8 ani cât a fost vicepreședinte și 2 ani de când este managerul județului, de ce n-a făcut nimic pentru cetățeni. Da, a făcut ceva. Uitați, scuzați-mă, când a fost director la Apa Serv, a făcut într-adevăr ceva. A tăiat apa la toată lumea, a încărcat facturile cu pierderi, a încărcat facturile cu apă pluvială de firmele mici, erau să dea faliment, așa de mari cantități a băgat în facturi, înțelegeți? A tăiat apa și la cei care erau buni platnici, pentru că n-avea posibilitatea tehnică să taie la cei care nu au plătit. De fapt, el era obligat să facă întâi instalațiile și după aceea să deconecteze pe cei care nu au plătit. Dar nu să dai o pedeapsă colectivă și să tai apa și la cei care au plătit pentru un vecin care era rău platnic. Și a făcut aceste lucruri. De ce? Pentru că nu l-a interesat de oameni, nu l-a interesat decât profiturile firmei pe care el o conducea și acum se laudă că a avut profit, da? Dar profitul ăla vine din abuz, din pierderi băgate în facturile oamenilor și din apă pluvială taxată, care practic n-ar trebui încasată pentru că Apa Servu n-are rețele de apă pluvială în Valea Jiu. Am înțeles, pentru că mai avem doar 2 minute, domnule David, vă rog să folosim cele 2 minute cât mai just și un cuvânt de final din partea amândurora de câte 10 secunde. Vă rog. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați oferit această tribună de la care să ne exprimăm liber și neîngrădit ideile și proiectele pentru următorii 4 ani. Aș vrea să le mulțumesc celor care ne-au urmărit pentru că au avut răbdare cu noi, pentru că ne-au acordat toată atenția, pentru că ne-au primit în casele lor și prin intermediul televizoarelor, prin intermediul internetului sau chiar în mod direct. Le mulțumesc pentru că au primit cu mult entuziasm proiectul Hunedoara Nouă și îi rog să vină duminică la vot să aleagă poziția 7 de pe buletinul de vot al președintelui pentru alegerea președintelui Consiliului Județean și să aleagă poziția 2 de pe lista de candidați ai pentru primăria municipiului Petroșani. Iată poziția 2 și poziția 7. Împreună suntem 27 septembrie, ca să închei într-o notă optimistă. Vă mulțumesc tuturor. Sunt sigur că veți alege pe persoanele în care aveți încredere că pot duce comunitatea locală sau județul Hunedoara pe calea dezvoltării. Să ne luptăm în proiecte pe viitor
și să ne redobândim mândria de a fi unedoreane. Doamne ajută! Mulțumesc! Domnul Riții, 10 secunde. Înainte să spun acest lucru, vă mai dau o informație. Consilierii PSD din Consiliul Local n-au participat la ședință, nu i-a lăsat Costel Avran să participe la ședința de Consiliu ieri, pentru că nu vrea el. Deci asta este respectul pe care îl are el față de cetățenii. Domnul Riții, ne taie meciul, vă rog.